Programa școlară pentru sistemul de învățământ primar se va schimba. S-a emis un nou plan cadru ce cuprinde discipline obligatorii și opționale, precum și numărul de ore alocate acestora pe săptămână. Pentru clasele 0-4 este vorba de următoarele arii curriculare: limbă și comunicare, om și societate, matematică și științe ale naturii, arte, sănătate și motricitate, tehnologii, consiliere și orientare. Planul cadru propus vrea să asigure continuitate concepției privind învățământul primar, valorificând disciplinele abordate integrat în primii 3 ani de studiu, și anume: discipline obligatorii pentru clasele 0-4, matematică și explorarea mediului, care cumulează numărul de ore alocat pentru disciplinele matematică și științe ale naturii, arte vizuale și lucru manual, care cumulează numărul de ore alocat pentru disciplinele arte vizuale și educație tehnologică și muzică și mișcare. O altă noutate este numărul de ore prevăzut pentru activitățile care urmăresc stimularea dezvoltării fizice armonioase prin creșterea numărului de ore destinate stimulării motricității, astfel 2 ore la disciplina educație fizică și alte 2 ore la disciplina muzică și mișcare pentru elevii din clasa pregătitoare, clasa 1 și clasa 2, și 2 ore la disciplina educație fizică și 1 oră la disciplina joc și mișcare pentru elevii claselor a 3-a și a 4-a. Și religia devine o materie obligatorie la care copiii sunt înscriși din oficiu, încă din clasa pregătitoare, chiar dacă acest lucru contrazice legea educației naționale, care prevede la articolul 18 că la solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinților sau a tutorului legal instituit pentru elevul minor, acesta poate să nu frecventeze orele de religie. Noul plan cadru mai arată introducerea ca obligatorie a materiei limba modernă, începând cu clasa a 3-a, 2 ore pe săptămână, și continuă pe clasa a 4-a, tot cu 2 ore. O altă noutate a acestui proiect de plan cadru pentru învățământul primar o constituie absența plajei orare pentru disciplinele din trunchiul comun în scopul asigurării echității și a unității de formă. Asta înseamnă un număr fix de ore a planului cadru. În ceea ce privește orele de mișcare și educație fizică, s-ar putea să apară probleme pe partea de spațiu pentru efectuarea acestor ore. Sunt unele școli vitregite la acest capitol, mai ales acolo unde se lucrează în schimburi sau un sistem alternativ. Poate era de preferat o oră în plus la limba modernă și eventual una de Tehnologia Informației și Comunicării, TIC, a explicat profesor Rodica Leonte, inspector școlar pentru învățământ primar. În total sunt obligatorii pe clasa pregătitoare 18 ore pe săptămână plus 1-2 ore de opționale, 19 ore săptămână plus 1-2 opționale pentru clasa 1 și a 2-a, 20 de ore pe săptămână plus 1-2 opționale pentru clasa 3-a și 21 de ore pe săptămână pentru clasa 4-a, firește și aici cu o oră sau două pentru opționale. Planul cadru este postat pe site-ul Ministerului Educației pentru dezbatere până pe 19 februarie. Dacă va fi aprobat, acesta va fi implementat din anul școlar viitor.